Bună ziua și bine ați venit la o nouă întâlnire cu noi românii. Începem o călătorie pe durata câtorva săptămâni în Țara Sfântă. Începem aici în Ierusalim, o vom termina tot aici peste câteva săptămâni. Vom avea multe locuri de vizitat, multe locuri interesante pe care mulți dintre dumneavoastră probabil ar dori să le vadă pe viu și sperăm că o veți putea face cândva, așa cum am făcut-o noi. Vizionare plăcută! Venind din Canada și mai ales la prima vizită pe care o faci în Orientul Mijlociu, nu poți să te simți imediat în largul tău. Ai nevoie de câteva zile pentru a schimba lungimea de undă. Serialul care începe astăzi va urma un traseu destul de lung prin locurile sfinte, mai exact prin Israel și Iordania, neputând însă să atingă tot ce ar fi dorit realizatorii lui și probabil și dumneavoastră. De pildă, excursia la Nazaret a fost amânată din cauza frământărilor din zonele palestiniene. La mai puțin de o săptămână după încheierea sejurului nostru, fâșia Gaza s-a separat de West Bank prin mișcări de stradă violente. Și cu toate acestea veți vedea imagini de la Sfântul Mormânt, de la locul botezului în Iordan, de la Qumran, unde s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, de la Zidul Plângerii, din grădina Ghetsemani, din sala cinei cea de taină, din zona orașelor păcătoase Sodoma și Gomora și de pe muntele Nebo, unde este îngropat Moise. Nu se poate să începem călătoria noastră altundeva decât în Ierusalim. În câteva cuvinte, orașul sfânt poate fi descris ca o metropolă încărcată de patim și pasiuni, dar și de sfințenie, un oraș al contrastelor de tot felul, al revendicărilor mai mult sau mai puțin împlinite. Această stradă era până în 1967 granița dintre Ierusalimul israelian și cel iordanian. Astăzi, strada numărul 1, cum se numește, desparte și divide comunitățile evreiești stabilite în partea vestică a orașului de cele arabe din est. Herald Tribune scria într-un editorial din luna mai că populația evreiască laică are tendința să migreze către alte orașe, precum Tel Aviv și Haifa, în vreme ce evreii religioși, în special cei ultraortodoxi, preferă Ierusalimul, atrași fiind de magnetul locurilor sfinte. Ierusalimul nu este un oraș liniștit, nu este un oraș foarte tolerant, nu este nici măcar un oraș ieftin și cu toate acestea ajungi să te îndrăgostești de el. Vom încerca de-a lungul serialului să evităm chestiunile sensibile care pot fi văzute din cel puțin două unghiuri de vedere diferite. Ierusalimul a sărbătorit în această primăvară 40 de ani de la reîntregire. Pentru musulmani și mai ales pentru aceia care trăiesc în zona estică a orașului, reîntregirea se traduce însă prin alți termeni. Traversăm șoseaua numărul 1 din zona vestică în cea arabă și ajungem în apropierea orașului vechi, punctul de atracție pentru milioane de turiști și pelerini. Cetatea Ierusalimului este împărțită în patru cartiere, cartierul creștin, cartierul evreiesc, cartierul armean și cartierul musulman. Zidurile actuale au fost ridicate de către sultanul Suleiman Magnificul între anii 1537 și 1541. Cartierul creștin este un amestec de străduțe curate, standuri și magazine, pensiuni și instituții religioase aparținând a peste 20 de confesiuni. Aici se găsește cel mai sfânt loc al creștinilor, Sfântul Mormânt. În jurul lui, pe o rază de mai mulți kilometri, se găsesc o mulțime de alte locuri marcate prin biserici și altare, locuri de asemenea sfinte pomenite în Vechiul și Noul Testament. Ghidul nostru în cetatea veche a fost preotul David Pristavu din Ierusalim. Frontonul vestit de fortăreța Antonia, cu biserica Maicilor Notre Dame, Jerusalem, e arcul unde Domnul a fost scos și arta mulțimii. Iată omul, aici omul. Și pentru o scurtă delectare auditivă, iată sunetul clopotelor Bisericii Sfântului Mormânt. Cartierul evreiesc, în contrast cu cel învecinate, este unul predominant rezidențial, cu locuințe modernizate, galerii de artă, școli și locuri de joacă pentru copii.
În 1948, majoritatea clădirilor din acest cartier au fost distruse, astfel încât, în 1967, după războiul de 6 zile, municipalitatea a ridicat edificiile actuale. Zidul de vest sau Zidul Plângerii este locul cel mai sacru pentru evrei. Platoul din fața zidului funcționează ca o sinagogă în aer liber, accesibilă tuturor, indiferent de religie. Cartierul musulman este o aglomerare de străduțe și bazaruri în care viața tihnită a celor mai în vârstă este întreruptă de goana cărăușilor încărcați cu mărfuri, joaca copiilor și de ruta turiștilor rătăciți în labirintul străduțelor. În contrast cu agitația și aglomerația tipică acestui cartier, platoul muntelui Templului este o oază de liniște și pace. Loc sfânt pentru evrei, aici a fost construit primul templu cu 1000 de ani înainte de Hristos. Muntele Templului este al treilea, după unii al doilea, loc sfânt și pentru musulmani. Moschea Al-Aqsa este locul de unde Mohamed s-a înălțat la ceruri. Moschea stâncii, Dome of the Rock, este însă atracția principală. Cupola ei, placată cu aur, strălucește de la depărtare, fiind unul dintre cele mai fotografiate edificii din lume. Și pentru că surprize apar la tot pasul, am găsit locul care a fost cândva centrul orașului vechi românesc. De la Roger's Cup, pentru emisiunea Noi Românii, vă doresc vizionare plăcută! Salut! Sunt Paula Selin și vă invit să urmăriți emisiunea Noi Românii. Călătoria pe urmele primilor creștini continuă în Iordania. De fapt, după popasul în Ierusalim, aici începe traseul nostru care va dura câteva săptămâni. Aqaba este un oraș-stațiune din Iordania situat în golful cu același nume. Apele acestuia sunt împărțite între Egipt, Israel, Iordania și Arabia Saudită. Ruinele centrului comercial au fost dezgropate în 1980, săpăturile arheologice continuând și în ziua de astăzi. Una dintre cele mai importante descoperiri este cea a unei biserici considerată printre cele mai vechi din lume. În Aqaba sau Aila a existat o comunitate puternică de creștini, fapt atestat prin prezența la Consiliul de la Nicea în 325 a episcopului de Aila, consiliu prezidat de împăratul Constantin. Biserica avea o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați și era construită din cărămizi de pământ clădite pe o fundație de piatră. Un cutremur în jurul anului 360, care a devastat regiunea, a întrerupt activitatea bisericii, ea fiind abandonată și mai târziu umplută de nisip adus de vânturi. Acest fapt a făcut ca fundația și chiar zidurile să fie bine conservate până la înălțimea de 5 metri. Părăsim Aqaba și luăm așa numitul drum al regilor, o șosea șerpuită și pe alocuri periculoasă, veche de 5.000 de ani. Paralel cu aceasta există și o autostradă, dar tentațiile popasurilor istorice de-a lungul drumului regilor au fost mult mai mari. Ca o curiozitate, Iordania are o singură cale ferată care străbate țara de la nord la sud cu trenuri de marfă exclusiv. Din loc în loc apar corturi ale beduinilor, populație care preferă viața liniștită în natură decât cea agitată a orașelor. Shobak este o cetate ridicată de cruciați în anul 1115, în timpul regelui Baldwin I-ul al regatului creștin al Ierusalimului. Cetatea Shobak se numea pe vremea cruciaților Mont Real sau Mons Regalis și a trebuia să păzească drumul pelerinilor creștini între Damasc și locurile sfinte. După mai multe încercări eșuate, Saladin a reușit în final să cucerească cetatea în 1189, la mai puțin de un secol de la ridicarea ei, an în care cruciații au pierdut de altfel mai multe fortărețe și orașe în Țara Sfântă.
Inscripțiile de pe zidurile cetății în arabă marchează victoriile împotriva cavalerilor creștini. Fortăreața este așezată pe vârful unei stânci de pe care se văd toate drumurile și zonele învecinate pe distanțe de 10 de kilometri. La poalele muntelui există încă așezările localnicilor care lucrau în și pentru cetate. Oprirea următoare este la Kerak, astăzi un oraș cetate plin de viață. Cruciații au numit locul Piatra Deșertului sau Piatra Moabiților, nume ce arată originea îndepărtată a așezării din regatul Moabului încă din vremurile biblice ale Exodului. Dar cruciații au fost cei care au ridicat faima Kerakului. Situat la 124 de kilometri sud de Aman, fortăreața a fost ridicată în anul 1142 de Payen de Bouteille, lord de Montreal și a provinciei Ultr-Jourdain, pe ruinele vechii cetăți de pe vremea nabateenilor, despre care vom vorbi mai târziu cu ocazia vizitei la Petra, bijuteria Iordaniei. Kerak nu este o frumusețe arhitecturală, ci reflectă geniul militar și organizatoric al cruciaților. În vremea unui asalt, toți locuitorii orașului se retrăgeau în cetate. Toate fortărețele cruciate erau situate la o zi distanță mers călare una de alta. Noaptea se aprindea pe fiecare cetate un semnal luminos pentru a semnaliza că Ierusalimul este în siguranță. Locuitorii Kerakului sunt în majoritate creștini și și-au originile în perioada Bizanțului. Un alt oraș creștin în inima Iordaniei este Madaba. Primele mențiuni apar în Biblie, unde este denumit Madeba, un oraș de pe vremea Exodului care se afla la granița regatului Moabiților. Mesha, regele Moabului, a recucerit orașul din mâinile izraeliților. Nabateenii au guvernat orașul în secolul I după Hristos, apoi culturile elene și romane și-au lăsat amprenta asupra așezării. Sub bizantini, Madaba este ridicată la rang de episcopie, iar episcopul ei participă la Consiliul de la Calcedon în anul 451. Un cutremur distruge orașul în anul 747 și vreme de 1000 de ani acesta stă părăsit în ruine până prin 1880, când un grup de 2000 de creștini din Kerak se stabilesc aici. În această perioadă a fost construită și Biserica Sfântul Gheorghe pe locul celebrului mozaic. Popasul de astăzi este în Madaba, la 30 de kilometri sud de Aman, într-o biserică ortodoxă grecească. Este chiar Biserica Sfântul Gheorghe, construită în secolul al XIX-lea. Ce conține această biserică însă este ceva deosebit. Un mozaic din anul 560 după Hristos, un mozaic care arată întreaga țară sfântă. Mozaicul la vremea aceea avea 2 milioane de piese, dintre care doar o treime s-au păstrat. Cum spuneam, acest mozaic este o hartă a țării sfinte, respectiv ce este astăzi Iordania, Israel, teritoriile palestiniene și parte din Siria. Pe această hartă apare foarte clar un fascinant plan al Ierusalimului acelor vremi. La stânga se află poarta de nord, de unde pornește o stradă cu coloane, numită de romani Cardo, care străbate orașul până în sud. La jumătatea acestei străzi se poate vedea clar, în inima Ierusalimului, Biserica Sfântului Mormânt. Înscris vizibil deasupra porții de nord și a celei de est apare numele Orașul Sfânt al Ierusalimului. Madaba mai este cunoscută ca orașul mozaicelor. Sub aproape fiecare casă se găsește câte un mozaic bizantin. Multe au fost descoperite, multe sunt încă ascunse privirilor. O altă atracție o constituie Biserica Fecioarei și cea a Apostolilor. Situate central și conservate cu grijă, acestea oferă o frântură de istorie autentică. Și după o călătorie de câteva sute de kilometri, la sfârșitul zilei avem parte de o meritată odihnă și o masă tradițională la un restaurant iordanian cât se poate de autentic.